stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre privind examinarea și aprobarea proiectului planului de acțiuni pentru implementarea declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea raportului Comisiei Internaționale pentru studierea Holocaustului prezidată de Elie Wiesel. După cum bine cunoașteți, la 22 iulie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat această hotărâre pentru aprobarea declarației cu privire la acceptarea raportului final al Comisiei Internaționale pentru studierea Holocaustului prezidată de Elie Wiesel, hotărârea Parlamentului numărul 190, publicată în Monitorul Oficial din 30 septembrie 2016. Potrivit hotărârii în cauză, guvernul urma să elaboreze un plan de acțiuni în domeniile social și educațional pentru studierea Holocaustului și pentru organizarea evenimentelor de comemorare a victimelor acestuia. La 24 ianuarie, adică ieri, la MIAE au parvenit avizele de rigoare la proiectul planului respectiv de acțiuni din partea Cancelarei de Stat, Ministerului Educației, MTIC, BRI și Comunității Evreiești. După cum vedeți, până în momentul de față încă nu au fost prezentate toate avizele solicitate, de aceea într-un timp atât de scurt nu am reușit să elaborăm tabelul respectiv al unor eventuale divergențe. Voi remarca aici că planul de acțiuni în cauză deja se implementează. Pe parcursul acestei săptămâni se desfășoară o serie întreagă de măsuri pentru comemorarea victimelor Holocaustului, care vor culmina cu desfășurarea la 27 ianuarie la memorialul victimelor fascismului a unui miting requiem în memoria victimelor Holocaustului, respectiv